Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în Joia Mare. Astăzi am făcut o scurtă vizită prin primăria municipiului Sighetu Marmației și am intrat în biroul viceprimarului. Asta pentru că, logic, doamnele în general sunt ocupate. L-am găsit pe domnul viceprimar la datorie. Dumneavoastră bănesc că încă nu v-ați făcut cozonacii. Bun găsit, domnule viceprimar! Bine v-am găsit, bine ați venit în primăria Sighetu Marmației. Cozonacii nu-i pregătesc eu, de aceea sunt astăzi aici și pentru că avem treburi urgente și importante pentru municipiul Sighetu Marmației. Aș vrea să vă întreb în introducerea scurtului nostru interviu acum înainte de Paști, cum s-a pregătit orașul pentru sărbătorile care vin? Ce a făcut primăria ca orașul să simtă cu adevărat că vin Sfintele Sărbători de Paști? Eu sper să se și sesizeze. Am început curățenia de primăvară, cam de acum o lună de zile. Vremea, sigur, n-a fost alături de noi până acum o săptămână, când vremea, iată, s-a mai deschis, s-a mai încălzit. Am făcut curățenie în parcuri, curățenie pe malul râului, unde de regulă și pe malul Izei și pe malul Tisei erau aduse fel și fel de deșeuri din amonte. În zonele centrale, pe străzile municipiului, astăzi vom începe și chiar o să avem o întâlnire pe la ora 11 cu cei de la Herodot care fac curățenia în Sighetu Marmației, în municipiu, pentru că va fi o premieră, sper, spălatul străzilor. Am ținut neapărat să întâmple înainte de Paște. Ei au achiziționat o mașină specială pentru a spăla străzile și sper ca până sâmbătă să reușim să parcurgem întreg orașul. Ce activități de, hai să spunem, o sărbătoare a pregătit primăria pentru cei care ne urmăresc, pentru cetățenii obișnuiți? Și când spun de sărbătoare, mă gândesc la faptul că nu toată lumea e atât de norocoasă să aibă pe masă de sărbători cozonac și toate cele, hai să spunem, necesare unei sărbători atât de mari. La nivelul primăriei am avut o asemenea acțiune pe partea de social, acolo unde familiile nevoiașe au primit pachete în partea serviciului nostru, au primit produse și alimente care sper să le fie folositoare în zilele acestea premergătoare Paștelui. Ne pune pe masă și bucate pe care cei mai mulți dintre noi sau la care cei mai mulți dintre noi au acces, sper ca și pe masa lor să existe bucuria până la urmă de a servi mâncăruri specifice zilei de Paște. Cum veți petrece și unde vă veți petrece sărbătorile de Paște? Acasă, în familie, pentru că sărbătoarea Paștelui, Învierii Domnului, e o sărbătoare, după părerea mea, cea mai importantă dintr-un an, și de aceea o să o facem în familie. Familia noastră s-a întregit, sora mea e acasă cu natul meu după o lungă perioadă în care ne-am văzut. Sentimentele de bucurie și de reîntregire a familiei vor fi cele care ne vor stăpâni și ne vor anima sufletele în această perioadă. Sigur, scurtă de altfel, pentru că marți vom fi din nou la muncă și sperăm ca proiectele pe care le-am început în această primăvară să le putem finaliza. La înviere voi participa la catedrală, pentru că în ultimii ani acolo am fost, deși biserica de care aparțin eu alta, dar din copilărie am participat acolo și probabil tradiția aceasta o voi păstra, voi merge în fiecare an la înviere la catedrală. Pot să vă întreb mai personal, ca să spun așa, ce v-ați dori să vă aducă iepurașul? Iepurașul m-a sărit anul acesta, iepurașul n-a venit decât pentru copiii mei și pentru alți copii pentru care am încercat să le aducem sărbătoarea Paștelui mai aproape și să o simtă altfel. Eu doresc, nu știu, să ne dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune pentru a trece peste greutățile vieții, să-mi aducă putere de muncă, pentru că de asta e nevoie, sunt multe lucruri de făcut în Sighetu Marmației. Și îmi doresc, ce doresc tuturor sighetenilor, tăria de a ierta, de a merge mai departe și de a privi pe viitor cu încredere.
Eu vă mulțumesc și pentru că Sfântul Gheorghe este în a doua zi de Paști, chiar luni. Noastră vă numiți și Gheorghe printre celelalte nume și din partea noastră sărbători frumoase și, de ce nu, la mulți ani de onomastică. Vă mulțumesc la mulți ani și dumneavoastră pentru că vă numiți tot Gheorghe. Sper să ne revedem după sărbători într-o atmosferă, să zic, mai liniștită, dar în același timp cu încărcătură a muncii pe care o depunem în fiecare zi și rezultatele, sper să se vadă la sfârșitul anului, să avem, știu eu, mai multe străzi asfaltate în municipiul Sighetul Marmației, să avem un oraș mai curat, să avem demarate lucrările pentru construcția locuințe, să avem totuși lucru cu care la bilanțul din 2011 să putem spune că anul 2011 a fost unul prolific pentru primăria municipiului. Domnule viceprimar, vă mulțumim foarte mult pentru acest scurt interviu pe care ne-ați acordat, iată, în Joia Mare. Vă dorim și noi sărbători frumoase, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră să aveți parte de o seară liniștită.